Flavia, cu ceva timp am primit un telefon, niște prieteni m-au întrebat dacă vreau să mă dau cu un card de adevăratele. Am zis, da, bă, m-am tot dat cu card de adevăratele, din ăla de te împingi cu ceilalți. Nu, 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 mi-au zis, dacă vrei să mergi mai repede de, pe viraj cu un card decât ai mers cu orice mașină ever, vino să te dăm. Acolo m-a primit Constantin Răileanu, am simțit ce înseamnă un cazet în domeniul spectatorilor sau participanților, se știe despre ce e vorba, și de adevăratele am fost uimit. Constantin Răileanu a venit să ne vorbească despre campionatul de karting din România și a venit alături de un puști ce e deja pe podium, și anume Radu Mihai Iordache, 16 ani. Bună dimineața, domnilor! Bună dimineața! Bună dimineața! Să luăm cu începutul. A început și la voi treaba, că la noi la Coasta a început de ceva timp. Începe weekendul viitor, pe 20-21 mai, prima etapă a campionatului național de karting. Se desfășoară la Târgu Secuiesc. Da. A mai fost până acum Cupa României weekendul trecut, unde piloții și-au făcut încălzirea pentru sezonul care urmează și acum se dă oficial startul în campionat. Câte etape are campionatul vostru? Campionatul național are 6 etape. Apoi urmează întrecerea de final, care se numește Cupa României la karting. Uh-huh. Și sezonul se desfășoară din luna mai până în luna octombrie. Cam asta e perioada în care vremea permite la noi practicarea acestui sport. Din nefericire cunosc doar 3 circuite mari în țară. Trebuie să mi le adaugi tu pe restul. Deci avem Bucureștiu, avem Timișoara, Arad. Aradu, scuze-mă, nu e Timișoara, eu parchez la Timișoara. Circuite sunt mai multe în Bacăul. Exact. Și unde mai sunt 3? Târgu Secuiesc, despre care v-am spus. Okay. Mai sunt circuite în zona Brașovului, 2 chiar. Da. Nu se desfășoară competiții pe ele, însă toți doritorii pot merge să se antreneze, să practice sportul acolo. Și mai există în țară câteva circuite indoor pentru karturi de agrement sau circuite amenajate în parcări, unde pasionații pot încerca senzațiile pe care ți le oferă un kart. Câți oameni sunt în campionatul ăsta? Cred că până acum sunt în jur de 60 de piloți. Anul ăsta ne implicăm mai mult în partea de organizare și ne dorim să se vadă mult mai bine acest sport și să ajungă către doritori informațiile mult mai ușor. Ca o noutate am implementat un sistem nou de cronometrare, un soft foarte performant care permite tuturor celor care sunt interesați să vadă în timp real rezultatele atunci când un pilot este pe circuit. Poți să te uiți de pe telefonul mobil și să vezi ce timp scoate, pe ce loc e în cursă. Aha. Și foarte multe informații despre el. Asta dacă ești unchiul și n-ai ajuns la Târgu Secuiesc. Ia să văd eu ce face. Sau bunica. Bunica nu cred că are telefon. Sau are, da, mai nou bunicile au telefon. Deci e pentru prima oară în... E pentru prima oară în România lucrul ăsta și cred că asta va ajuta foarte mult în popularizarea sportului. De asemenea, vom încerca să transmitem live pe internet cursele de pe site-ul federației ferekarting.ro. La fel, cei pasionați pot urmări acolo rezultatele. Cursele sunt foarte spectaculoase. Uh-huh. Piloții se întrec cu înverșunare pentru primele poziții și spectacolul e garantat. Am făcut deja o încercare și transmisia a avut succes, adică foarte acum multă lume. Totul e online și e mult mai simplu pentru toată lumea. Radu sau Mihai? Radu, să folosești microfonul, te rog. Ai 16 ani acum? Da. De cât timp te dai? De 4 ani în campionatul național. Cine te-a dus prima oară la karting? Tata. Tot timpul trebuie să fii un nebun în familie, nu? Tot timpul tata. M-a dus când eram mic la agrement. Da. În Tunari. Am prins microbul. M-a dus în 2009 la Formula 1. Și de atunci am tot mers spre pasiunea aceasta și... Am înțeles. Am ajuns în campionatul național. Kartingul se zice că e baza pentru orice sport pe 4 roți. Dacă n-ai făcut un pic de karting, îți va fi mai greu mai târziu. Uită-mă pe mine. Unde te vezi mai departe? Următorul pas? Există multe posibilități. Cred că următoarea competiție este Formula 4, dacă nu mă înșel. Deci tot circuit? Tot circuit, tot monopost. Uh-huh. Însă eu îmi doresc să continui cu școala. Îmi doresc să termin, cu examene. O să am bacul peste 2 ani și cred că trebuie să mă pregătesc. Și după voi continua și cu acest vis. Am înțeles. Sper să-l pot continua de unul singur. Cum stai în campionat? Deocamdată am fost la cupă, am văzut
ce se întâmplă, cum merge... Cum au mai crescut ceilalți băieți, nu? Da, ce au făcut ceilalți băieți, ce am mai făcut eu peste iarnă. Ok. Și cred că o să meargă mai bine anul acesta. Mai bine decât anul trecut. Da. Bun. Chemam un puști alături de noi, David Drăgan, are 8 ani și a hotărât să vină și cu jucăria, astfel încât cineva să ne explice și nouă cum se dau băieții. Îl chem alături de noi, într-un stil caracteristic, pe David Drăgan. Văd că purtăm aceleași mănuși. Salut, maestre! Poți să ieși de aici, te rog, că vreau să-mi explici în două, trei cuvinte despre ce e jucăria asta. Nu știu dacă vedeți cât de jos ești, să știți că și adultul în carte e tot acolo jos. De asta și viteza pe viraj este foarte, foarte mare și se scot timpi atât de interesanți pentru pasionați. Vine aici lângă mine, maestre, lasă casca, dă-o încă. Pune aici. Ce sculă avem aici? Un card. Asta știu. Zi-mi, cum se cheamă, câți centimetri cubi are? Păi este de la categoria mini. Mini. Și are în jur de... Cam... Să nu spui că ești ca mine, știi, doar să pilotezi. Mai mult pilotăm, nu? Ai schimbător de viteză, nu? Bănuiesc că este automat? Nu, este automat. Deci doar frână și accelerație. Da. Am înțeles. Se pare greu ce faci pe circuit? Pentru mine nu este așa greu, nu mi se pare foarte greu. Am înțeles. Cine te-a dus prima oară la karting? Păi eu am insistat, eu am vrut. Și ai făcut ceva bun și ți-au zis acasă, băi, hai să te trimitem la karting. Exact. Te duci la antrenament des? Da. De câte ori pe săptămână mergi la treabă? Depinde cum este vremea și dacă pot, dacă sunt liber. A, dacă mai ai și un program, bănesc că ai serviciu, nu? Nu. De ce? Unde mergi așa? Mai fac alte sporturi. Băi, lasă-mă în pace. Ce mai faci? Mai fac box. Bun. Înot. Bun. Atletism. Bun. Motocross. Oprește-te că mă enervezi. Nu vrei să mă... După aia să mă sun. Și desigur mergem și la școală, nu-i așa? Da. Am înțeles. Cum stai în campionat? La ce speri anul ăsta? Să ies campion național. Băi, vezi că promisiunile spuse la Neața rămân în picioare. Te rog să te înghesui lângă băieți, că vreau să punctez două lucruri de final. Constantin ne spune în mare despre ce e vorba. Cartul nu are suspensii, în primul rând trebuie să înțeleagă oamenii. Singura suspensie a lui este faptul că șasiul este elastic. Flexibil, exact. De fapt, asta este și tehnologia carturilor moderne. Șasiul este construit din aliaje de metal speciale care îi permit să fie flexibil și în egală măsură să revină. Da. Și asta dă performanța unui cart, calitatea materialelor din care e făcut. Neavând suspensii, practic, șasiul se comportă ca o suspensie. Ești la câțiva centimetri cu fundul de asfalt, este? Exact. Ești la câțiva centimetri cu fundul de asfalt. Senzațiile sunt minunate pe care le poți trăi în kart. Pentru copii, kartul de vârsta lui are aproape 12 cai și merge cu aproape 110 km la oră. Da. Adulții sau, mă rog, copiii de peste 15 ani pot trăi senzații demențiale într-un kart, pentru că există karturi care fac 0-100 în mai puțin de 3 secunde. Da. Și accelerații laterale în viraje de 4G, lucruri care se întâmplă spre doar Formula 1, da, exact, în lumea sportului cu motor. Ce vreau să înțeleagă oamenii, că este cea mai simplă și cea mai accesibilă formă de motorsport. Este ieftin în comparație cu mașinile, e frumos. Carturile sunt relativ egale, de asta se și scot, adică ai 4-5 oameni, da, într-o singură secundă. Mai mult, de exemplu, la finala campionatului mondial de anul trecut, la grupa lui de vârstă, da, de la locul 1 până la locul 60, erau 8 zecimi de secundă în calificări. Adică în mai puțin de o secundă erau 60 de participanți. În mai puțin de o secundă? În mai puțin de o secundă. Ah! Uite, adică o zecime de secundă schimbă radical situația în concurs. Înainte de final, pentru că iară mă sună de la federația noastră cineva, vreau să fac o specificare.
Susținem toate formele de sport în România și dacă băieții sunt atât de bine organizați și își fac treaba atât de bine, nu o să îi ferim. Noi suntem la patru roți, suntem multe federații, multe păreri și fiecare încearcă să-l ucidă pe celălalt. La Neața nu se întâmplă treaba asta. Pe linia pe care putem construi, eu zic să construim și după aia să distrugem poate altceva. Succes în weekend, toată lumea pregătită, da? Da. Toată lumea pregătită. Să vă meargă bine, să aveți vreme bună totuși, hai să nu sperie. Mulțumim frumos, părinții, pentru că ai spus, vreau să-ți lansez poate și o provocare. Ne gândeam să te invităm la un moment dat să participi într-o etapă de campionat național, dar poate că o să mai discutăm pe acest subiect și... Da. Păi ultima oară când am filmat noi la circuit știi bine ce s-a întâmplat, un puș de 12 ani și unul de vreo 6-7 ne-au zis că am de făcut 1950 de flotări și am întrebat de ce, că mi s-a părut că a mers foarte bine și au zis: păi sunt 25 de flotări la greșeală. Vitezele sunt foarte mari și noi din sportul nostru nu mai putem să ne dăm înapoi acum, pentru că nu înțelegem exact cât te țin roțile și cât te ține cartă pe viraj. Cu mare drag, aș veni odată la o etapă. Dar mă bagi la ăștia de 8 ani. La 8 ani mă bag. Mulțumim tare mult că ați venit pe la noi și ați făcut și efortul să veniți cu jucărica asta. Răzvan? Mulțumim că ne-ați invitat.